Plasa ruptă a unei porți de fotbal a fost motiv de mustrare a directoarei Colegiului Sfântul Sava chiar în prima zi de școală, după ce în urmă cu câteva zile părintele unui elev de la cunoscutul liceu i-a semnalat ministrul educației că plasa ruptă a unei porți de pe terenul de fotbal reprezintă un pericol pentru copii. Sorin Câmpeanu s-a convins că există o problemă și a cerut ca plasa porții să fie reparată în 3 zile. A promis că la sfârșitul săptămânii va reveni să vadă dacă pericolul a fost înlăturat. Asta nu trebuia să arată așa. Se poate constitui într-un pericol pentru elevi și vreau să o rog pe doamna director să ia aceste măsuri de înlocuire, practic, pentru că nu poate fi vorba de înlocuirea plasei. Doamna director, rugăminte, solicitare. Sunt sigur că în decurs de 3 zile, săptămâna aceasta, va fi înlocuit tot panoul acesta de plasă. Încă nu suntem cu lucrările terminate. Deci, da, director. Da. În 3 zile se înlocuiește tot acest panou de plasă. Da. Nu este conform. Știu. Deocamdată terminasem ce este în interiorul școlii. De acord, înțeleg că este complicat. Vă spuneam, e nevoie de coordonare cu autoritățile locale. Noi vă vom sprijini. Săptămâna aceasta voi veni împreună cu colegii de la presă și vreau să văd absolut pe tot înlocuit. Săptămâna asta. Vă mulțumesc. Succes. Mersi. La revedere.